Scrisoare pe săpun. Autor: Gabi Schuster. Afișele se lipesc bine. E întuneric ideologic. Și apoi moartea încleștează lanțuri pe glezne, când păianjenul sinistru și dureros țese sângele închegat în lacăt, când paturile suprapuse câte trei zdrențuiesc aerul înțepenit între vizetă, trupuri murdare și scânduri bătute pe cer. Cheia lovește fier peste fier, descotorosindu-se de rugina libertății. Mănâncă nopți fără zile, târâte în vânătăile hămesite, pe carne împuținată cu mămăligă și apă, și roiesc păduchii striviți între unghiile măcinate de ziduri. De tocul ușii metalic se îndoaie sudalme ca spinările goale. Oasele zvântă sub piele în rupturile pumnului nădușit de ură. Se lăbărțează pe coridoare grajdul unde ideile își usucă vejurile priponite la stâlp. Adâncite în săpun, cuvintele revoltei ne lasă nespălați duhninda oboseală. Doar acul de sârmă roșie rezistă, vârât în pingeaua bocancului, cu talpă de lemn, fără șireturi. Scrietorii, la interval!